reacțiune sau tu nu ai reacționat? Reacția mea a fost de a plânge, apoi de spaimă, dar spaima a fost mai mică decât durerea. Foarte, del dolore. Comunitatea franciscană și creștinii din Ierusalim au fost răniți de un nou episod de fanatism religios când pe 2 februarie un evreu a profanat capela condamnării în complexul biciuirii, dărâmând și desfigurând cu un ciocan o statuie a lui Isus. 2 zile mai târziu a fost celebrată o slujbă de reparație de părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, în prezența delegatului apostolic la Ierusalim și Palestina, monseniorul Adolfo Tito Iana și a mai multor ordinari din Țara Sfântă. În omilia sa, părintele Paton a reiterat că nu există dreptul la folosirea violenței din motive religioase, condamnând actul de fanatism și de ură religioasă, dar și pe semănătorii de ură care otrăvesc conviețuirea civilă. Certamente c'è un clima che mi preoccupa. Cu siguranță există un climat care mă îngrijorează, dar cei care guvernează acționează violent. Este clar că și cei din societatea civilă se simt legitimați să acționeze violent. Sta dentro la società civile. Statuia deteriorată se afla la baza nișei în care fusese amplasată inițial. În fața acestuia se afla un buchet de flori, donat în semn de solidaritate de către reprezentanții ai diferitelor asociații israeliene implicate în dialogul interreligios. We came here to apologize. Am venit să ne cerem scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Iudaismul nu este acest lucru. Iudaismul înseamnă rugăciune pentru iubire și pace între națiuni și între religii. Îmi vine să plâng, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva. Am crescut în Peru. Am fost la o școală protestantă. Toată lumea știa că sunt evreu, dar nu mi s-a spus niciodată un cuvânt rău. Putem trăi împreună. Nu trebuie să fim unul împotriva celuilalt. Atacatorul, oprit de portarul mănăstirii, și-a revendicat acțiunea citind Cartea Exodului, în care Dumnezeu interzice închinarea la idoli. Există multe versete în Biblie care pot fi interpretate diferit. Suntem aici pentru a construi pacea și speranța, nu pentru a găsi modalități de a ne răni unii pe alții pe baza Scripturilor. Holy Scriptures. Din păcate, nu este prima dată când se întâmplă astfel de incidente. Este cu siguranță o durere, pentru că acesta este un loc sfânt, deschis tuturor. Noroc că am reușit să-l oprim înainte să mai facă ceva. Calea Crucii de Vineri a fraților, în urma atacului, a început în mod simbolic în fața statuii desfigurate. În aceeași dimineață, un grup de consuli și diplomați europeni au vizitat sanctuarul și și-au exprimat apropierea față de comunitate. Acest episod dureros s-a întâmplat pentru a ne reaminti că Isus este cel care evangelizează, pentru că imediat cum cineva îl atinge pe Isus, atunci toată lumea fuge. În fața escaladării tensiunilor și a violențelor din Țara Sfântă, părintele Paton subliniază încă o dată necesitatea de a garanta securitatea tuturor lăcașurilor de cult. Libertatea religioasă este libertatea libertăților. Toate religiile din lume au propriile lor locuri de rugăciune și au dreptul ca aceste locuri de rugăciune să fie respectate, accesibile, apărate și protejate. Tutelate, protette. Isus, care a fost condamnat ca un om nevinovat în acest loc, nu a răspuns niciodată la ură cu ură, ci prin cuvânt și adevăr. Chiar și în inimile creștinilor, a spus custodele, nu există nici ură, nici dorință de răzbunare, ci o cerere de adevăr și dreptate. O urare de pace pentru Ierusalim și Țara Sfântă.